Dimineața. Să ne prezinte noul single, să ne arate acest videoclip în care e... Bum! Bună dimineața! Wow, bună dimineața! Nu mai pot, nu sunt obișnuit să te văd. Eu sunt ca frate, tu nu poți să te văd... Așa despuiată? Doamne, ești, ți-a răcit buricul pe perioada videoclipului. Da, știi, l-am filmat într-o vară. Acum așa... Aproximativ vreo 2 ani e clipul ăsta. Nu cred. Ba da. Păi și de ce l-ai ținut? Știi de ce? De ce? Păi m-am gândit că, știi, pe vremea aia când am filmat eu clipul, da, nu prea aveai tu așa nevoie de dragoste, știi? Și am zis că vin astăzi, că am văzut că nu scriu femeile. Ah. Și așa mai... Și e un fel de... Mai singuratic, mai așa. Un fel de leucoplastie. Da, da. Niște dragoste. Mm-hmm. Videoclipul este regizat de un domn cu un nume imposibil de pronunțat. Mokhtar Khaled. Ia uite, vezi că deja știu. De câte ori am colaborat cu el, deja știu. Ia că te-ai și prieten foarte bun, da. Modelul amet. Tu ai cercel în buric? Da. Acum nu poți să ți-l arăt, că dacă ar trebui să... Nu, dacă las, nu, să știi... avem timp pe pauză, stai liniștită. Da. Cercel în buric, îi trebuia ei. Da. Și altfel bine. Altfel, da, foarte bine. Faină piesa, îmi place stilul tău. Da, îmi mulțumesc. Aduce aminte de Jennifer Rush. Dacă ți-aduce aminte, epoca depictată în posterele pe care le aveai și tu pe pereți. Mai știi? Mm-hmm. Jennifer Rush. Jennifer Rush, da. Jennifer Rush și Michael Cretu. Jennifer Rush nu era blondă? Așa eram eu tunsă, când aveam vreo 5-6 ani. Epoca. Exact așa eram eu tunsă. Mă tundea taică-mea, știi? Exact așa am și... Și pe tine, da, și pe colegul. Nu, nu, eu aveam... Unchiul meu era... Prima frizerie privată din Reșița, ce naiba? Unchiul tău? Da, unchiul meu. Unchiul tău era frizer? Unchiul Carci. Auzi, da, nu vă puneau părinții petrol în cap? Ba, băi, ăsta e mirosul nostru de septembrie. Dacă odată că mirosea petrolul pe culoarele școlii sau ce dădeau aia să dezinfecteze și doi, pentru că ăsta aducea tot timpul păduchi la școală. Uite, bă, de aici, că nu-i aducea. Am avut și eu, stați liniștiți. Da, și pentru... Și de-aia am părul eu atât de bogat și de creț, pentru că mă tundea tata foarte des și îmi punea petrol în cap. Te bine, mă, nu, să n-ascultați asta, asta cu tunsul. Așa aveam și copilul eu copilul Andrei, nu-i lăsa pe ăștia să te tund. Așa nu e o prostie asta când desește părul, că m-au tuns chel de nu știu câte ori și la urechile astea. Numai chel nu vrei să numai fii. Numai chel nu vrei să fii. Potato head. Să-i se întărească părul. Nu ți se îndesească. Nu ți se îndesește părul. Nu ți se îndesește. E doar din tăietură, că iese... Nu ți se îndesește, dovadă clară. Mai era așa. Te spălau cu săpun de casă? Pe cap? De toate. Și cu oțet și cu... Ce prindeau la mână, te spălau. Bă, da, oțetul, da, e bun, oțetul e bun, uite, dar nu pe scalp. Mare podoabă, da, capilară. Mare podoabă, da, capilară, da. Pe și... tine cu ce te mai spălau pe cap, Dănuțu? Pe mine nu mă spălau pe cap, Răzvane, când se plictiseau, se spălau pe cap de mine. Nu, întrebarea este dacă te spălai, în primul rând. Te spălai? Păi era ultimul, păi sau erai primul? Mă, bă, eram primul la cadă, că eram cel mai mic. La noi, la Reșița, n-a fost tot timpul așa civilizația de astăzi. Cum e acum. Cum e acum, un fel, wow, de Saint-Tropez. Un fel de Monaco. Da. Și, na, erau vremuri când apa era măsurată. Raționalizată. Da. Și se raționaliza la nivel de cadă. O cadă. Noi aveam o cadă din 4-6 din aia, din fontă de o emailai și n-aveai pe un să o scoți, da? Da, din aia, din aia. Da. Ăștia, na, stăteau la bloc și aveau un lighean așa, nu contează. Și... Mult, hai bă, că ai cea mai mică. Tu aveai cada aia cu... Cadă cu scaun. Cu scaun. Da, stăteai deci aveau... Un scaun avea, uite, cât e aici și cu doi robinenți. Bun, și... Bă, dar acum vă place la jacuzzi să stați în poziția aia. Aveam jacuzzi de la 4 ani. Era o cadă și, na, bulele și le făcea fiecare. Era un jacuzzi pe power supply, own power supply. Și se umplea cada cu apă caldă și în ordinea de pe tricouri, adică cel mai mic, cel mai mare. Așa era și la noi în familie. Exact. Mama și ultimul tata. Ce frumos ne-am dezvoltat, făceau baie. Da. El era cel mai mic, teoretic ar trebui să facă primul. El prindea ultimul. Du-te, bă, de aici. Eram... De-aia e fiind blond cu ochi albaștri, avea tot timpul tenul meu. Se mai încurca. Cum începe anul? Foarte bine, cu repetiții, stau foarte mult în sala de repetiții, în studio, pregătesc
muzică, treburi artistice, nimic interesant. Nu știu, cred că ați auzit asta de 1000 de ori aici la voi, așa că păi mai da, bine intrați pe pagina mea de Facebook, pe Ami. Mai bine vorbim despre acolo ce spălăm, cu ce ne spălăm pe cap. Am zis că Ami... Da, exact, e mai interesant. Te spălai pe cap cu șampoane de alea în pernuțe de alea mici? Da, șampoane. Da, da. N-aveai forfecuță să tai și rupeai cu dinții și aveai tot timpul gust de șampon de urzici în gură? A? 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 Prima mea apă de gură? Asta, vă. Să pun de casă, noi făceam să pun de casă, de la culeșie. Da, din câini. Din câini. Așa da, ne mințeau. La bunica mea mă spălam cu din ăla. Mă, din câini, din grăsimea de porc, cum din câini? Ne mințeau, mă, cine că te... ai făcut din câini vagabonzi. A, că tu n-aveai și... Da. Așa cum n-aveam voie să cumpărăm semințe, că... La Reșița aveam sare mai... Da, mai fost, așteau sare multă. Pe Ami o puteți căuta pe pagina de Facebook, să știți că între pozele superbe pe care le are acolo și realitate nu este nicio diferență, ea chiar arată ca pe Facebook. Du-te, mă, de aici, e chiar mai mă. Înaltă. Ca ce e cu tine? Cea mai înaltă. Mult mai înaltă. Măi, Dani, măi, am știut că ai tu nevoie de niște dragoste, că tu ești singurul. Iată-mă! Sunt ca un mop sentimental. Îmi vine să șterg cu tine pe jos. Pentru tine a venit special. Ami, crede-mă, dacă... Doamne, dar ce faci acum pe bune? Ce? Tot singur așa. Ascultă piesa asta și o să vezi cum vine la tine. Săraca bunică, tot singură. Așa este. Păi dacă nici tu nu-l iei că-l știi de atâția ani, ce da. Să mai... Nu da, mai păi avem Dani, nicio sens. Nu știu cum să spun, dar ar fi cazul. Nu. O dată. Da. Doi, nu mai putem să luăm dintre cele pe care le cunoaștem de atâta timp, că și-au dat seama ce poamă ești. Și atunci ar trebui să găsim ceva, o nevorbitoare de română, una care n-are internet să te vadă dezbrăcat și cu un buchet de flori în fața Anei Lescu, știi? Adică, că să găsim pe cineva care să zică, bă... Alaska. Ha? Alaska. Din Alaska, da. Să freci așa năsucul de nănăul tău. Unul din cele mai frumoase femei de pe planetă, știi? Cine? Pentru că fetele din Alaska ce se aduc un pic cu Anii așa. Are și gluga asta pe cap. Fetele din Alaska sunt sunt o... Chiar nu sunt curate din Alaska. Nu s-au corcit atât de mult. Și pentru că... Sunt o rasă aparte. O rasă? Da. Sunt foarte amestecate cu cine a mai venit să viziteze Alaska. Alaska, cine? Admunson și încă vreo doi. Da. Nu știți nimic despre geografie. Despre Alaska? Femei. Cu vikingii. Cred că e prea dimineață. Geografia. Și... Așa, și cu cine seamănă? Femeile din Alaska? Da. O să vă caut două, trei femei din Alaska, o să vedeți. Alaska, Alaska sau... Alaska de bază. Deci Alaska, nu polul... Nu, nu, Alaska. Nu. Alaska. Capătul la Canada. Capătul sud de... Care de... nu e a Canada, e a... La lui Rusia. Care a vrut Rusia și n-a putut. Am înțeles. Și a luat-o înapoi America. Și tu cauți pe net femei din Alaska? Asta e ultima ta? Da. Încearcă și la polul sud, poate găsești un pinguin. Mi-am luat și Tinder-ul ăla gold să mă pot pune unde vreau pe planetă. Există așa ceva? Da, dacă dai bani te pui unde vrei pe planetă. Nu știi? Nu. Ce bătrân ești. Lărgește-ți orizontul, ma boy. Că uite, pierzi. Deci luăm o scurtă gold, pauză, doamne, și după ne întoarcem la Neața Gold Edition. Adică o puteți vedea unde vreți, în bucătărie, în baie, pe terasă, cine are. Da, când facem Naked Edition? Ce? Se poate să se uite la noi și când n-au nimic păi de îmbrăcat. Păi pot acum, uite, pe pauză dezbrăcați-vă.